Continuăm cu informațiile de ultim moment, doamnelor și domnilor. Este vorba despre un nou scandal care zguduie sistemul de educație. O profesoară de 36 de ani de la un liceu din județul Timiș ar fi avut o relație cu unul dintre elevii săi în vârstă de 36 de ani. Familia elevului a aflat de idilă și a sesizat poliția. Iulia Dumitrașcu, corespondentul nostru, ne spune mai multe. Iulia, te rog. Bună ziua, așa este, vorbim de o idilă dintre o profesoară de română din Făget și elevul acesteia. Cei doi se iubesc mai bine de jumătate de ani. Totul a fost scos la iveală de mama băiatului, revoltată de faptul că cadrul didactic își permite să aibă astfel de comportamente față de copiii pe care îi învață. S-a dus de urgență la școală să regleze situația. De altfel, ieri a fost la poliție să depună o plângere. A mers și la inspectoratul școlar, unde a depus o declarație. În momentul de față se fac anchete atât din partea poliției, cât și din partea inspectoratului școlar, să se stabilească cu exactitate care ce s-a întâmplat, dacă este adevărat. Mama băiatului are însă niște dovezi, niște capturi cu mesaje dintre fiul său și profesoara de română. Cei doi în acele mesaje își declară dragoste, iar este și faptul că de mai multe ori s-au întâlnit atât în școală, dar și în afara instituției. Noi astăzi am încercat să vorbim cu doamna profesoară de română, însă nu am reușit să o contactăm la telefon, având în vedere că, după cum spuneam, ea a fost și chemată astăzi la inspectoratul școlar pentru a spune ce s-a întâmplat. Mulțumesc foarte mult! În legătura telefonică directă cu noi este și inspectorul din Timiș. Bună ziua! Bună ziua! Ce știți despre acest caz, doamnă? Deci, în primul rând, cu părere de rău, trebuie să spun și cu toată considerația pentru familie că dacă lucrul acesta s-a întâmplat, este extrem de grav, nu face cinste meserie de dascăl pe care noi o îmbrățișăm. Pot să spun doar că în cursul zilei de ieri a fost mama la inspectoratul școlar, care avea o stare emoțională extrem de precară. Dumnezeu a venit spunând că, povestind și spunând că a surprins niște mesaje pe care fiul ei le-ar fi schimbat cu un cadru didactic de la unitatea de învățământ unde băiatul este înmatriculat. Pot să spun că inspectoratul școlar a deschis imediat o anchetă în acest sens. Trebuie să verificăm toate aspectele semnalate de mamă. Noi nu am putut avea probele pe care dumneavoastră ni le-a pus la dispoziție, n-au putut să determine foarte clar dacă ele veneau în urma unei discuții cu acel cadru didactic sau nu, însă verificările au început la acest moment și nu putem spune decât că dorim ca, din punct de vedere emoțional, copilul și familia să fie liniștită și să fie convinși că facem tot ceea ce ține de noi, tot ceea ce depinde de instituția pe care o coordonez, în a afla adevărul. Bun, înțeleg că la școala respectivă a mai fost un caz similar în 2015? Da, eu n-aș putea cu exactitate acum să mă pronunț. A fost, într-adevăr, nu știu dacă similar a fost, a mai fost o situație de genul acesta pe care, repet, nu am cunoștințe la acest moment despre acel caz și n-aș putea să mă pronunț, însă ce pot să spun este că se desfășoară o verificare atât în unitatea de învățământ cât și în ceea ce privește sesizarea pe care părintele a adus-o ieri la cunoștința inspectoratului școlar.